Salutare lumea și bine v-am găsit la episodul 33. Mamă, dar câte episoade am făcut, frate? Câte episoade am făcut? Vreau să vă arăt ceva mai întâi. Ok, F1. Am aruncat-o? What the fuck? Hey, am aruncat-o ăla. Ok, bun. Și vreau să vă arăt ceva, fiți atenți. Pur și simplu, priviți cât de drăguț și cât de micuț părem și cât de drăguț arată. Fiți atenți. Yeah. Pur și simplu priviți cât de repejor și cât de shiny tani așa și drăguț este. Mamă, de genial, frate, de genial. Pur și simplu priviți. Ok, lume, hai, lăsăm prostioarele deoparte că avem multă treabă. Bun. În acest episod, după cum v-am promis, vrem să-l numim pe Chuck Norris cu Billy. Billy Părosul. Și cum o să facem noi asta? Păi, hai să mă duc mai întâi să-mi iau niște materiale. Și știu că am mai pregătit eu off-camera, dar mai și aveam niște lemne pe aici și niște... Uite, am pregătit niște garduri, niște lemne. Hai să iau și niște scări, nici nu știi când îți trebuiesc. Piatră nu cred. Ok, cam asta, cam din lemn vom face absolut totul. Bun, ne vom duce noi mai întâi la Billy, că ne trebuie... Trebuie să știm dimensiunile sau... În fine, o să vedeți. Pe unde o să facem ieșirea? Clar nu pe aici. Deși ar merge dacă nu așa... În fine. Așa că mă gândeam să o fac undeva pe aici ieșirea. Și chiar, uite aici, zic. Ok. Cum o să iasă toată minunăția asta? Mai am eu niște frunze de astea de... copăcel. Pac. Asta cred că o să o las. Și uite așa, cam așa o să iasă toată chestioara asta. Ok, hai că se face și noapte, dar uitați, aici e ieșirea, ok? Nu mai de-aș putea să intru. Ok. Intră, te rog. Ok. O, stai că am uitat că avem pat aici, mă gândeam să mă duc tocmai acolo. Nu întrebați ce s-a întâmplat cu torturile, torturile au dispărut din greșeală. Am vrut să văd dacă se pot lua torturile cu minunăția asta de Red Qatar, cu Qataro, și nu se iau. După aia am încercat pe celălalt, or să-l iau cu Morningstar-ul și nu s-a luat nici cu Morningstar-ul. Ciudat. Bun. Vă mulțumesc din nou pentru tot sprijinul acordat. În fine, dar știți cât de mult apreciez eu, nu mai trebuie să vă zic. Bun. Acum, am făcut ieșirea asta, trebuie să facem și aici un fel de ieșire, așa că o să ne ducem noi frumos la Chuck Norris. Ok. Chuck Norris. La Chuck Norris nu i-am făcut nimic deocamdată. Bă, da, am băgat de lemn în Chuck Norris-ul ăsta, Mă, dar aici nu știu ce să fac eu în Chuck Norris. Habar n-am, nu m-am gândit ce o să fac exact în el. Bun. Acum voi face, uite aici, o voi face. Ok. Aș putea să fac din frunze, dar ar ieși prea, nu știu. O să fac și din frunze. De fapt, hei, stați că o să vedeți până la urmă, ok? Ce o să fac? Pac. Ok, și asta e și ieșirea. Nu, vreau să pară cât mai natural, ok? Bun, acum, eu trebuie să unesc chestia asta printr-un pod. Pod prin care o să-l unesc, prin, vreau slaburi. O să încerc prin slaburi. Probabil că o să pun, știți ca la Survival Games, sunt, dar vedeți ideea, slaburile în versiunea asta nu se pun decât, cum să zic eu, jos. Ceea ce e foarte nașpa. Dar... Ar exista o oarecare modalitate? Nu l-am. Ia stați așa că mi-a venit o idee. O idee prin care putem să facem un fel de slaburi. Ia stai să mă uit eu. Am nevoie de lemn, clar. Și de fierăstrău. Pac. Mă, stai-mă așa. Nu vreau să greșesc, asta e clar. De fapt, nu cred că e bine, ia stați să iau fierăstrăul.
wooden plank slab. Wooden slab, wooden plank slab. Sunt diferite, e ciudat. Ok, și astea pot fi puse pe fiecare parte, dar seamănă cu un slab dacă știi să-l pui. Ia stați, așa. Vedeți? Nici nu vă dați seama de diferență, ok? Bun, hai să luăm noi asta, minunăția. Nu, ce faci, frate, ce faci? Ok, pac. Punem acum un wooden slab. Ce naiba? Nu, stați așa. Ok, așa. Bine. Toate-s bune și frumoase. Până îmi dau eu seama cum cum merge toată minunăția asta. Punem una așa. Acum pac. Vrem să pară ca un fel de pod, dar nu chiar pod, adică un pod, un fel de pod vechi, așa să zicem. Înțelegeți care e schema? Aici o să pun eu unul așa, ca să pot să pun una de asta aici. Și aici, fuck! Ok, ciudat. Așa, bun. Acum o să luăm chestii. Hei, arată binișor. Nu pot să mă plâng, cred că o să las chestia asta. Bun. Ok, pe hai ca să o continui. Stați așa că am luat un nou și nu-mi place miul. Fuck. What? Ok, bun, stați. Uite. Eu damage, ciudat. Atunci când fac asta nu e. În fine. Ok, am făcut podul. Pod care la prima vedere așa zice voi că băi arată, dar nu prea arată. Ok, păi asta ține de retușuri. Retușuri care o să le facem noi prim. Chestia asta și chestia asta. Și aici arată cam drept, ok? Mai adăugăm frumos una aici, una aici. Poate niște chestii de astea așa. Ok? Acum parcă începe oarecum să prindă, să-i zic, un fel de formă, putem zice. Ok, nu mai arată simetric, arată perfect, dar uite aici nu-mi place, așa că o să iau una de asta. Iar acum arată mai bine, bun. Acum, următorul pas, gardurile, frate, deci gardurile pot face magie, ok? Și cum o să facem noi? Pur și simplu prin plasarea lor. Știți, nu trebuie neapărat să se prindă oarecum. Trebuie să arate ca și cum ar fi, cum să zic eu, suspendate oarecum de ceva, adică legate și conectate prin ceva, înțelegeți? Asta face magia. Ok? Bun. Sper că filmezi acum, nenorocitule. Bun. Am terminat. Și pur și simplu priviți. Ok? Deci acum sunt conectate, tot. Deci arată genial, pur și simplu priviți. Mamă, și niște torțe de alea de redstone, vă dați seama cum ar arăta? Deci pur și simplu pleacă oarecum și sunt, nu știu, incorporate oarecum. Și genial, adică pur și simplu. Și până la urmă merge să te plimbi pe ele, adică nu zici că e un pod așa numai de formă, știi? E genial. Ok, F1. Acum, ultimul pas, adică nu neapărat ultimul pas, e să adăugăm niște buruieni, da, buruieni. Trebuie să adăugăm niște buruieni pe el. Dar ca să adăugăm buruieni, trebuie să avem buruieni. Și ca să avem buruieni, trebuie să ne ducem noi frumos la Cilișa și să căutăm, ia să vedem, buruieni, dar nu am nevoie de buruieni de alea. Am nevoie de buruieni de astea, eu. Mamă, dar le-am consumat pe toate, frate. Ok, asta înseamnă că va trebui să încărcăm catarul și să punem tot ce n-avem nevoie pe aici. Așa, cred că nu o să mai avem nevoie de astea. Ok, și să ne ducem noi frumos la copăcii ăștia de junglă și să dăm un click dreapta. Ok. Așa. Ok, vedeți ce ușor se face? Bun.
aproape s-a umplut inventarul. Nu mai avem copăcei de junglă, ok. Sper să-mi ajungă, aia, dar sigur, o să-mi ajungă buruienile astea, adică câte buruieni să folosești? Ce zic eu, folosești buruieni, dar nici chiar atât de multe. Ok, n-avem nevoie de astea, astea sunt că am pus unul greșit. Dăm un Z, un R. Ok, toată treaba e bună, toată treaba e bună, acum avem și buruieni. Ne trebuie, dar stai că de astea știu că am o grămadă de la Billy, nenorocitul. Billy... Ok, mamă, și arată genial, arată genial, nici mie nu vine să cred, deci pur și simplu priviți. Cred că ar trebui să mă bag pe construit mape de astea de survival games și custom map-uri și chestii. Nu-mi place cum mai ești aici. Ok, trebuie doar așa câte una ca să dea un aspect drăguț, dar nici foarte multe. Ok. Acum aici e ceva foarte important, pentru că trebuie să iasă, nu știu, încerc să vă, să fac ceva care să vă placă și vouă, înțelegeți? Dar e ciudat că nu știu dacă o să vă placă sau ceva gen, și mi-e frică foarte tare de chestia asta, că nu o să vă placă sau, ok, pac. Mă, oarecum buruienile dau un aspect plăcut în orice construiești, fie că e modern, fie că e medieval, fie că e orice, înțelegeți? Buruienile mereu sunt apreciate, să zicem așa, peste tot. Adică, na, sunt buruienii, sunt copace, e verdeață. Și de ce spun asta? Deoarece am văzut și niște studii că lumea acum încearcă din ce în ce mai mult să fie cât mai natural, adică înțelegeți voi chestii. Uite că am uitat să mai trebuie niște garduri. Deoarece lumea devine din ce în ce mai poluată, războaie, chestii. Nu vreau să intru în detalii, dar ideea e că lumea vrea din ce în ce să aibă cât mai mult aer curat, să zicem așa, cât mai multe vertețuri, deși nu face nimic pentru a le avea. Anyway, iar încep să delirez. Ok, bun, acum, vedem că arată bine, după ce o să adăugăm și lianele, chiar o să arate binișor, dar ne mai trebuie niște mici detalii, cum ar fi asta, sau asta, sau asta, sau asta. Mhm, da. Genial, vă spun. Ok. Oare dacă fac eu a... Mamă, nenorocitule de gard care ești tu. Stai ca să nu uit să pun una la loc aici. Ok, vreau să fac chestia asta așa. Bun. Acum, să adăugăm niște buruieni și pe aici. Nu multe, dar trebuie, înțelegeți? Trebuie să adăugăm și pe aici. Pac, distrugem minunăția asta. Ok. Așa. Ok, stați, mă scuzați dacă nu vorbesc, dar sunt preocupat de buruieni. Adică știți că mie îmi plac buruienile, ok? Buruienile sunt... și am văzut un comentariu și că mi-e frică de no-name, că vorbești numai prostii, înfricoșătoare și chestii. Ok, o să încerc să nu mai vorbesc astfel de minunății, dar totuși mă fascinează unele chestii, chiar dacă mi-e frică oarecum de unele și îmi doresc să nu fie adevărate, dar sunt. Anyway, bun, ce aș mai vrea să fac aici? Uite, poate una așa. Uite, aici ar sta perfect una de asta. Ok. Așa, bun, perfect, chiar arată bine. Dar, pentru un plus de detaliu, putem să facem chestia de s-ar pune gardurile cum vreau eu să se pună, mamă. Putem să facem chestia asta. Ok. Pac. Stați așa ca să-mi...
dau seama. Nu, nu, am idei, nu trebuie să fie atât de mare, pentru că dacă o să fie atât de mare, nu o să fie bine. Așa că o să o mai micșorăm puțin. Și acum, pac, pac, pac. Ok. Ok, 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 ok. Genial, genial, suntem geniali. Ok, pac, pac, pac. Acum, pac, pac. Dar trebuie să avem grijă și să putem să mergem, adică, știți, intrăm, chiar dacă noi avem inelul ăsta și zburăm, dar în caz dacă, nu știu, pierd inelul. Doamne, iartă-mă, dacă pierd inelul, cred că fac rei și va fac. Ok, dar arată prea simetric, așa că pac, pac, chestii random. Ok. Acum nu mai arată atât de simetric. Și arată și mai ok, adică arată ca un fel de ciupercă, așa, care s-a extins și chestii complicate. Ok. Mă arată bine, mă arată bine, zic eu, sper să vă placă, deci, băi, deci toate ca toate, dar dacă vouă nu vă place, degeaba am muncit, nu știu, poate vă place, sper să vă placă foarte, foarte mult. Mie îmi place, adică a ieșit bine, mai mult de atât nu știu ce aș fi putut face, adică, pana mea, hei, e un pod, ok, deci, nu-i nimic complicat. Și am văzut, da, știu, mulți mi-a zis să pun Iron Golem când o să fac baza militară, dar încă n-am făcut-o. Deci nu mi-i spuneți. Adică când o să fac baza militară, da, o să fac Iron Golem, dacă există, dar da, există pe versiunea asta și o să fac Iron Golem. Bun, să zicem că vii tu frumos și te relaxezi frumos în fața televizorului, îți deschizi, te uiți la un film, ceva, pac, pac, îl închizi și vrei să te duci, să zicem, până pe acolo. Pac, frumos, ieși, vii pe aici, pac, pac, prăjeli una alta. Și ce ai ajuns aici? Aici unde o să fac eu camere sau văd eu ce o să fac? O să le împart în mai multe chestii. Văd eu, nu vă complicați voi. Mă complic eu destul. Ok. Unde e un pat? Un pat vreau. Să mă culc. Dar nu mă lasă să mă culc. Pentru că nenorocitul ăla de soare e un nenorocit și jumătate. Ok. Lume, sper că vă place ceea ce fac eu. De fapt, chiar sper să vă placă, adică habar n-am, sunt așa foarte... Anyway, băi, în episodul următor, what the fuck, e cu butonul ăsta, nu știu, trebuie să spun mai... Bun, în episodul următor o să ne ocupăm de Chuck Norris, de Chuck Norris și... O să mai punem niște torse, o să-l administrăm pe Chuck Norris, o să-l împărțim, o să facem poate o cameră, poate niște, un fel de dormitoare așa pentru musafiri, adică chem niște prieteni la tine, bla bla bla, dar nu puteți să stați toți în două paturi, adică, pana mea, sunteți vreo 10 și stați toți în două paturi? Nu, așa că o să fac eu niște paturi pe aici, o să, cine știe, băi, deci, când vine vorba de creație, aș face și un penis uriaș și tot aș face ceva, înțelegeți? Cam asta e ideea. Uite că aici am uitat să pun niște buruieni așa pe deasupra, dar nu contează. Ok, lume. Eu am fost Donaim. Sper că vă place ce am făcut. Uitați. Deci, cam așa arată de aici. Sper că v-a plăcut. Un F8. Poate și un CTRL. Ok. Sper că vă place. Și nu uitați, apăsați butonul de like. Dacă vreți să mă susțineți, să nu uitați să-l apăsați, adică acum când se încheie videoclipul, pac, vă duceți și răspundeți și la întrebare și apăsați butonul de like și un coment și orice. Deci, sper că v-a plăcut ce-am făcut noi, podul ăsta, nu știu ce nume o să pun la episod, dar, hei, eu am fost un name. Bye, bye. Hei, lume, ce faceți? Credeți că am uitat de întrebare, nu-i așa? Mereu credeți chestia asta, nu-i așa? Că, hei, nu, nimeni era uitat de întrebare. Nu, cum să uit eu de întrebare, de fapt? De fapt, chiar am uitat să o fac și a trebuit să deschid din nou tech-ul și să... Mamă. Bun, lume, întrebarea săptămânii este... Dacă ați alege un loc de pe întreaga planetă, nu știu, un loc cu posibilitatea de a rămâne în România, unde ați pleca? Unde ați vrea voi să stați? Orice loc din de pe lume, de pe planetă, înțelegeți ce vreau să zic.
nu știu, Thailanda, America, habar n-am, un loc, un loc, trebuie să fi gândit la asta odată în viața voastră, habar n-am ce să zic și eu. Ok, de fapt, eu m-am gândit. Și hai ca să vă răspund și la întrebare, dacă aș alege un loc de pe întreaga planetă unde să plec, din întreaga lume, aș alege Anglia. Deci, Anglia e genială, Anglia for the best, dar, hei, puteți să alegeți orice și, de fapt, și România e șmeche, nu-i chiar așa, dar oamenii care o conduc sunt cam idioți. Dar nu vreau să intru în politică. Bye, bye!